Transmiți-o. Dați-vă două fiice. Ești într-o parte. Vă rog, organizați-vă un pic mai repede și nu fiți atât de călăgioși dacă vreți să vă comunicăm ceva, pentru că văd că sunteți foarte curioși. Deci instanța de judecată a admis demersul Procuraturii Anticorupție, prin care a fost aplicat arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului Filat Vladimir. De ce a durat atât de mult? Este dreptul instanței, deci ne-am expus noi, au fost foarte multe aspecte, foarte multe probe care nemijlocit atestau necesitatea de a fi aplicată măsura preventivă, le-am rezumat, le-am motivat, respectiv și apărătorii s-au expus pozițiile lor și instanța a rămas în deliberare. Dumneavoastră ați venit astăzi însoțită de foarte mulți ofițeri CNA. De ce? Deci a fost, este o ordine publică care trebuie să fie respectată, în definitiv. Ei au fost pentru asigurarea securității noastre, mai mult ca atât, că au fost și niște tensiuni în ziua de ieri, anumite momente cam nu prea plăcute și pentru a fi asigurată ordinea publică și buna examinare a cauzei astăzi în instanța de judecată, am fost noi însoțiți de colaboratorii CNA. Da, totuși afară, înțeleg că sunt o testafară, dar aici suntem doar jurnaliști. Eu repet, au fost niște situații tensionate chiar și în ziua de ieri. Și voi ați văzut una multă care a venit pe culoarul judecății și până într-un final, pentru a asigura buna desfășurare a procesului, fără careva altercații, s-a cuvenit pentru ca să fie prezența și acestor persoane. Domnul Filat, de ce n-a venit? A fost o cerere și pentru ziua de astăzi, prin care s-a solicitat să fie examinat din partea dumnealui în lipsa sa demersul Procuratorii Anticorupție. Motivul de ce? Lipsa.